pentru cei care nu au mai schiat, este nevoie de un pic de documentare la început. Ar fi ideal să se citească decalogul schiorului și de a ține cont de ceea ce scrie acolo. Sunt foarte mulți turiști care vin de la birou, sunt toată ziua în fața calculatorului și venind la pârtie agitați și de la birou se încalță, nu se fac nici încălzirea necesară care trebuie să o faci înainte de un schi, ca în orice sport. Se pun pe schiuri, urcă în vârf, nu știu cât de... n-au noțiunile de bază, se aventurează, se duc pe pârtie, nu se interesează de condițiile meteo, cum este pârtia, este zăpada grea, înghețată. Își iau echipamentul, și-au luat biletul la gondolă, au urcat sus în vârf, își dau drumul și se întâmplă, din nefericire, multe accidente din cauza asta. Săptămâna trecută am avut 7 accidente, dintre care 5 destul de grave. Marea majoritate nu prea se informează despre calitatea pârtilor, despre starea vremii. Ei caută aventură și, de fapt, nivelul lor nu este pentru așa ceva. Multă lume nu are echipament necesar, mă refer la cască, mănuși, vin cu blugi. Toate acestea angrenează un accident. Trebuie să ținem cont întotdeauna de persoanele de pe pârtie, da? Să respectăm regulile de pe pârtie și să adaptăm viteza la ceea ce putem să facem, ceea ce știi să faci, că altfel... Și noi, salvamontiștii și instructorii, tot timpul le spunem să cadă pe o parte. Nu contează stânga, dreapta, niciodată să se lase pe spatele schiului, pentru că se accelerează schiul, prinde viteză și nu mai are control. Tot timpul se cade pe o parte. Și în al doilea rând, care nu sunt atât de buni cunoscători, să-și ia o oră de monitorie cu un profesor, cu un monitor, să-l învețe lucrurile de bază. Cum să cadă, cum să alunece, cum să evite un schior. Pentru tinerii de 30, să-și cunoască limitele, să nu fie teribiliști. Pentru persoanele mai în vârstă, să se înceapă cu o încălzire, să spunem, înainte, să evităm tot felul de întinderi musculare și așa mai departe, și să nu exagereze. Recomandarea noastră este cei care au trecut de 40 de ani să-și facă o încălzire, să facă primele 2-3 ture undeva la baza pârtii, să-și readucă aminte după un sezon de iarnă și după aceea se ia progresiv la baza pârtii, după aia cu teleschii, după aia cu telegondola. Nu venim la munte, ne-am încălțat după un sezon, după o vară lungă, în următorul sezon ne-am încălțat, ne-am urcat în vârf și acolo intrăm în panică, nu mai știm și ne accidentăm.